Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Avem astăzi seară o temă generoasă, după cum o să vedeți, legată de activitatea Centrului Județean Gorj de Resurse Educaționale. Avem plăcerea să revină în studiou domnișoara directoare Ofelia Tulpan, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am regăsit! Spuneam că tematica din această seară se va adresa specific educației pe care o prestați dumneavoastră ca și instituție, mai ales că vrând nevrând tot mai mulți părinți cumva apelează la serviciile consilierilor pe care îi păstoriți dumneavoastră și vedem în viața de zi cu zi că e nevoie de activitatea acestor oameni ca și de celelalte activități pe care le prestați ca și instituție în favoarea părinților, elevilor și altor beneficiari. Așa este. În momentul de față nu acoperim întreg județul Gorj, din păcate, cu profesori consilieri școlari. Avem la ora actuală, deși noi am fundamentat de an la rând pentru suplimentare de posturi, încă nu s-au aprobat, avem doar 45 de cabinete școlare și interșcolare. Sunt colegi care au... Din cât ar trebui? Să zicem, dacă ar fi să fie, să acoperiți tot județul, câte ar trebui să fie? Câte cabinete? Cred că ar mai fi necesare vreo 20, așa maxim să zic. Depinde de unitățile școlare cum sunt gestionate, pentru că un cabinet se înființează doar atunci când o școală are sau două școli, poate fi interșcolar, la un minim de 800 de elevi sau 400 de preșcolari. Dacă nu există aceste condiții, atunci se mărește zona și pot fi 3 școli, 4 școli. Asta vreau să vă spun mai devreme, pentru că datorită scăderii numărului de elevi care ne afectează pe toți în învățământ, atunci trebuie să rearondăm consilierul școlar și alte unități și sunt colegi care au și 4 unități de învățământ cu personalitate juridică plus structurile acestora aferente, ceea ce denotă o muncă destul de laborioasă pentru că trebuie să te deplasezi dintr-o localitate în alta la școlile respective, trebuie programat și să-ți faci timp eficient pentru toți beneficiarii, copii, elevi, părinți și cadre didactice și, bineînțeles, comunitatea. Și rămânând această cifră care se tot încearcă modificarea ei de 800, pragul acesta uriaș, întinzându-ne în foarte multe școli, e foarte greu ca acel consilier care ajunge într-o școală, poate o zi pe săptămână, dacă e în 4-5 școli, deci nu are cum mai mult, da. Deci va fi foarte greu să gestioneze situația acolo într-o școală, fiecare cu problemele ei, cu toate celelalte. Și de aici, cred că s-ar impune, asta nu la dumneavoastră, ci legiuitorul, să schimbe cumva aceste condiții, pentru că deja e foarte mult, 800 de copii sunt mulți și atât, de multe ori chiar am mai fi nevoie de cabinete și nu le avem. Dar sesizăm în ultimii ani și aș vrea să-mi spuneți dacă impresia mea este corectă, dar asta e la nivelul școlilor de care mă ocup, să zicem, am văzut chestia aceasta, că părinții nu mai sunt, dacă acum câțiva ani erau cumva reticenți să solicite intervenția consilierului, acum sunt destul de viniei în întâmpinarea școlii și a consilierului cu problemele pe care le au. Și problema e că sunt din ce în ce mai multe. Așa este, am depășit pragul mentalității care se confunda un pic rolul consilierului școlar. Deja și cadrele didactice privesc utilitatea acestui profesor în școală și apelează pentru sprijin metodologic și părinții pentru diverse probleme cu copiilor. Dar vreau să subliniez că un consilier școlar face doar o intervenție primară și prevenție, mai mult prevenție și intervenție primară, iar atunci când observă că există ceva care depășește competențele fișei postului, recomandăm părinților să meargă cu elevul, copilul la un specialist. Și aici ajungem pe o zonă minată. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că sunt părinți, cei care vin în întâmpinarea și vin spre să... E clar, înțeleg că copilul are o problemă și vor fi deschiși să meargă cu copilul la un specialist. Există însă și părinți care nu vor să recunoască că copilul lor are o problemă. Corect. De regulă, și în colectivele unde se află copilul respectiv, e o problemă. Nu recunosc acest lucru, nu vor
ca ei să fie nici consiliați, nici să meargă la un specialist. Ce facem cu acești părinți și acești copii, de fapt? Da, apare acel fenomen numit negare și până nu depășește perioada asta de negare, noi îl consiliem de fiecare dată în scopul beneficiului primordial al copilului, da, să te dezvolte armonios, dar normal că depinde și de părinte, pentru că el reprezentantul legal al elevului, al copilului și el decide de fapt soarta acestuia mai departe. Bine, ne facem toate demersurile către părinți ca să înțeleagă importanța anumitor demersuri de către acesta cu privire la educația, la dezvoltarea copilului său. Într-o anumită zonă din Gorj și un anumit părinte nu vrea să înțeleagă că copilul are o problemă, dar de fapt ce îmi spunea un coleg, să zicem tot un profesor, și părintele, deci el merge pe argumentul, dacă eu n-am avut o problemă, că și el e în aceeași situație, de ce ar avea copilul meu? Numai că diferența e de vreo 20-30 de ani în sistemul de învățământ și lucrurile s-au mai schimbat. Acum trebuie foarte bine identificată problema în sine și venite cu argumente de ce considerăm o problemă. Pentru că părintele, până nu definim problema, poate nu înțelege exact factorii care conduc la asta și trebuie împreună să facem o echipă, noi, consilierii, părintele, cadrele didactice de la clasă, să ameliorăm mediul educațional al elevului pentru a vedea îmbunătățiri în comportamentul acestuia. Da, din asta, de asta și apelează la serviciile dumneavoastră din ce în ce mai mulți părinți, chiar și cadre didactice, dar la fel de adevărat este că rezultatele nu sunt întotdeauna cele mai bune, tocmai din cauză că în momentul când e nevoie și de altceva, de multe ori nu ajungem la specialist, adică ne mărginim numai cu soluția primară de la școală și nu mergem să tratăm acea, să zicem, situație mai profund la un specialist. Da, asta, când vine vorba de asta, e vorba de serviciile oricărui specialist. Consider că și la medic mergem doar atunci când vedem că problema se agravează și nu suntem obișnuiți ca popor să merge pe prevenție. Probabil că de acolo vine problema și considerăm că cu timpul probabil vom învăța cu toții că e mai bine să prevenim decât să ajungem să nu mai putem face mare lucru și să fie cauzele mult mai grave. De asta am și început discuția noastră cu această problemă, pentru că există, nu trebuie să ne ferim de aceste lucruri și parcă, asta e senzația, cum ori spuneam și la începutul emisiunii, cazurile s-au înmulțit față de alți ani, poate și datorită faptului că evoluția societății se schimbă, poate că sunt și alte probleme și poate discutăm astăzi, sunt unii copii care acolo părinții sunt plecați în străinătate și poate îi afectează și acest lucru și multe altele, presiunea zilnică, stresul cotidian, nu știu, sunt și alte cauze colaterale pe lângă cele naturale, până la urmă, în sensul că copilul se naște cu o anumită problemă care nu poate fi remediată medical. Dar haideți să vorbim, să spunem, de anul 2018 sau de acolo, anul școlar 2017-2018, la nivelul instituției pe care o conduceți. Cum a fost acest an? Pe ce v-ați concentrat în acel și care au fost, să spunem așa, principalele repere ale reușitei? În anul școlar trecut ne-am axat pe oferta educațională privind programele, proiectele, campaniile educaționale pe care le desfășurăm în școli prin consilierii școlari din cabinete. Acestea cuprind domenii variate, de la prevenirea și combaterea violenței, prevenirea absenteismului și abandonului școlar, comunicare și abilități sociale. De asemenea, punem accentul și pe promovarea sănătății fizice și mentale, că este foarte importantă pentru noi toți. Și, de asemenea, am identificat anumite școli anul trecut unde există probleme oarecum cu delicvența. Delicvență școlară, chiul, furt și alte lucruri mărunte care de aici, de fapt, pornesc, dacă nu se intervine la timp, pot să se ducă în altă sferă și creăm un adult care poate fi delicvent mai târziu adult.
Pe de altă parte, am mai organizat campanii de consiliere în carieră. Am fost în școli și prin consilierii școlari și consilierii proprii din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj, privind promovarea ofertei educaționale transmise de Inspectoratul Școlar Județean. Mă refer la elevii de clasa 8-a. I-am învățat cum să se autocunoască în ceea ce privește valorilor, interesele, capacitățile pentru a alege un viitor traseu educațional pe specificul lor de personalitate. Am făcut teste, am informat de ce e important să ne alegem în viață o anumită meserie și nu alta, o anumită profesie și nu alta. De asemenea, n-am făcut doar pentru consilier școlară orientarea asta, mai avem și servicii de terapie logopedică în urma depistării pe care au făcut-o colegii mei în școlile arondate zonei, pentru că ei deservesc o zonă de circumscripție, chiar dacă au cabinetul într-o școală. Au fost efectuate intervenții logopedice vis-a-vis de problemele identificate. Am evaluat cam 400 de elevi și copii cu cerințe educaționale speciale prin Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. Am oferit servicii de mediere școlară și asistență socială părinților care provin din zone defavorizate sau care tocmai au copii aceștia cu cerințe educaționale speciale. Le-am oferit informarea privind legislația și drepturile copiilor. Și cam atât în mare. Am înțeles. Bine, dumneavoastră ați făcut un rezumat. Există și s-a văzut și mediatic. CJRAE Gorj este implicat în foarte multe lucruri, foarte multe proiecte. Chiar unele proiecte găzduiți, să spunem așa, vizite de proiecte europene. Vedeam știri de proiecte Erasmus care, da, care includ ca partener instituția pe care o conduceți. Da, a fost un proiect Erasmus anul acesta cu școala gimnazială Sfântul Nicolae, căruia îi mulțumim că ne-a cooptat în proiect. Prin consilierii școlari s-au desfășurat activități cu elevii veniți din 6 țări, parcă. De asemenea, am încercat și noi să scriem un proiect, din păcate nu l-am câștigat, reluăm procedura anul acesta și ne gândim foarte bine să mai accesăm și alte proiecte cu fonduri europene, mai să prindem ocazia. Da, e destul de dificil de obținut acela ca și coordonator pe România. Cea de partener se poate obține mai lejer, mai ales dacă partenerul în anumite țări există, să zicem așa, mai mulți bani la aceste proiecte și automat se acceptă mai multe proiecte. Depinde foarte mult și de partenerii. Da, mai ales că noi ca instituție nu avem clase de elevi și trebuie să facem parteneriat cu școlile, pentru că beneficiarii noștri sunt în școli și nu în centru. Noi ne ducem spre ei sau ei vin către noi. Da, interesant această deschidere. Dar privind, să spunem așa, retroactiv anul 2017-2018 din punct de vedere ca an școlar, ce dificultăți ați întâmpinat? Ce lucruri v-ați propus cumva să le remediați în acest an școlar 2018-2019? Sau ce ar fi de remediat, nu neapărat de către dumneavoastră, că e posibil să nu țină de instituția dumneavoastră? Păi noi ne-am dorit asta, să îmbunătățim serviciile prin înființarea de cabinete noi și scăderea numărului, pentru că nu consider eficient munca noastră dacă numărul este foarte mare și nu zilele sunt atât numărate pe an școlar. Noi accesăm elevii oarecum prin proiecte educaționale în cadrul consilierilor de grup, dar nu este același lucru cu individualul, când acolo trebuie să te focusezi pe minim 10 ședințe ca să observi o îmbunătățire. Și atunci, dacă luăm săptămânile din anul școlar, nu reușim să cuprindem toată gama de probleme și ne accesăm doar pe situațiile de criză, care ele necesită atunci imediat intervenție. Ce ne-a mai propune să îmbunătățim ar fi deschiderea Ministerului către
centrele județene din țară, pentru că există o problemă la nivel național. Pentru o direcție unitară, așa o vedem noi, noi am fost la o dezbatere anul trecut la Radu, unde a participat și domnul ministru al educației, atunci domnul Liviu Pop, și era foarte deschis la a dezbate ordinul care, prin care funcționează CJRA-ele în momentul actual. Încă am înțeles că există proiecte de modificare a acestuia, dar până acum nu avem nicio informare că s-ar modifica prea curând. Noi asta ne dorim, scăderea numărului de beneficiari, inclusiv la logopedie. Scăderea numărului de beneficiari pe post. Da, cum pe ar post. Veni, pentru înființarea unui post. Pentru că asta cred eu că dacă vrem o calitate în învățământ, asta trebuie să se întâmple și la clase, unde un învățător sau un profesor are un număr foarte mare de elevi și atunci gestionează mult mai greu lecția sau activitățile pe care le desfășoară zilnic cu aceștia. Adică fiecare copil are o nevoie și atunci dacă nu ne aplecăm pentru fiecare individ în parte, poate nu reușim să captăm atenția tuturor în momentul respectiv și unii se pierd pentru că tocmai de aici vine, trebuie să ne aplecăm pentru fiecare elev și cum noi consilierii facem consiliere individuală și profesorul, chiar dacă predă o disciplină la clasă, trebuie să fie puțin atent la nevoile lui emoționale, pentru că un elev care vine trist la școală, de exemplu, poate nu ajunge la cabinetul școlar să spună ce problemă are, dar elevul poate să-l observe în bancă și să stea de vorbă cu el. Acolo 5 minute, dacă îi oferă atenție, este suficient ca el să-și revină și să poată fi atent la oră. Aici cred că ați atins o altă problemă fundamentală. Faptul că ne întoarcem când generațiile noastre au fost elevi și în care parcă, deși am prins și în partea de regim comunist și în anii de după, omul de la catedră era mai preocupat, făceau acele vizite acasă, se știa de unde vine copilul, ce întâmpină. Acum, practic, cadrul didactice nu le mai pasă de acest lucru, la foarte multe dintre ele. Ba din contră, dacă unul mai face de pe modelul vechi să facă o vizită acasă, deja e o adevărată dramă sau mai știu ce altceva. Pe de altă parte, este și această reducere a numărului de ore care face ca la foarte multe discipline profesorii să o țină tot într-un galop pe materia fiecăruia și să nu mai aibă timp de discuții, de parte orală. Efectiv, trebuie să o ții doar într-un rol, ales la clasele numeroase. Deci, există, să spunem așa, există justificări, dar asta nu ne ajută în problema respectivă, pentru că nu mai cunoaștem copiii, nu cunoaștem familia, nu cunoaștem ce probleme ar putea să apară. Înainte de a ni le spune el, dar trebuie să vezi că copilul respectiv are o problemă. Corect, și atunci rezultatele care le am cu elevii respectivi la clasă poate să aibă un factor în spate din familie și atunci dacă eu nu merg către cauză, îmi desfășor activitatea ca și când ar fi toți atenți, toți au înțeles. Mai bine, profesorul trebuie să fac acel feedback mult mai apropiat de elevi și să le dea ocazia să pună întrebări la sfârșit ce nu au înțeles, cum le-ar plăcea poate să predea o oră, pentru că vorbim de generația de astăzi care consider că nu mai este captată la ore, la disciplinele respective, pe predarea tradițională cum eram noi, ci trebuie să introducem metodele participative prin care ei să-și aducă aportul și să fie implicația activă acolo în procesul educațional. Asta așa văd eu lucrurile. Nu, le vedeți corect. Avem însă doar o mică mare problemă, aceea a timpului. Programa, da. Și programele vechi, depășite, începem să le corectăm, avem a 5-a și a 6-a, cu problemele de rigoare, pentru că avem a 6-a clasă de reformă, dar avem și problema că toate manualele sunt greșite, deci ne-am concentrat pe un scandal care... Bine, acea carte poate fi corectată, chiar de profesorul la clasă. Exact. Dar noi trebuie să urmărim și restul. Și restul, ajungem la o concluzie că clasa respectivă e de vreo 7 ani în învățământ și n-a avut niciodată manuale pe bani la începutul anului școlar, dacă vorbim de manuale. Iar partea cealaltă, se schimbă programa la ei, vom avea un alt tip de evaluare. Cum vor da acești copii dacă nu sunt pregătiți pentru asta? Pentru că totul mergem așa... în virtutea inerției, practic.
Da, apropo de evaluare, mi-aduc aminte din experiența anilor trecuți că în timp ce evaluam un copil de grădiniță pentru evaluarea psihosomatică, nivelul de dezvoltare psihosomatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, mi-am dat seama de ce au putut să-i transmită părinții înainte de a veni la evaluare, pentru că atunci când a ieșit de la propriu-zisa activitate de evaluare, a sărit în sus fericit că a făcut la examen. Deci, dați seama, un copil de grădiniță, cum a perceput el acea primă evaluare din viața lui. De aceea, profesorul la clasă, cred că trebuie să se concentreze și pe a învăța elevul cum să învețe, cum să facă față un examen, da? Și multe alte chestii care țin de viață până la urmă, nu neapărat de competențele de a scrie, de a citi, de a calcula și așa mai departe. Deci eu cred că dacă ar face echipă cu toții la oaltă, fără faptul că unul poate e pe o disciplină mai importantă sau mai puțin importantă, pentru că mai există oarecum orgoliu ăsta în învățământ că matematica, fizica sau mai știu eu ce discipline sunt foarte importante și restul sunt mai puțin importante. Cred că toate sunt importante și dacă toți am face proiecte în comun, interdisciplinare, copiii ar fi mai activi și s-ar implica altfel. Da, este adevărat cu aceste discipline care ar trebui să fie toate la fel, sunt acele evaluări care se fac în general pe anumite discipline. Dar nu trebuie să confundăm partea de examen cu partea de ce rol are disciplina respectivă în formarea copilului și încă o dată cred că aici e o problemă la nivelul cadrelor didactice sau anumitor cadre didactice, faptul că există o anumită lipsă de implicare. Adică avem profesori poate foarte buni cu rezultate, chiar cu diplome, nu știu pe unde luate, dar care nu probează acest lucru la clasă în sensul că în relația umană. Deci, practic, tratează copilul pe fiecare la fel și ca un tot unitar, ori sunt individualități din... Da, păi așa trebuie să fim oameni, nu putem să fim toți la fel. Trebuie să predăm în funcție de particularitățile individuale, adică dacă considerăm că doar o metodă e pentru toată clasa, greșim, pentru că nu toți au același stil de învățare. Unii învață mai bine din punct de vedere vizual, unii auditiv și atunci trebuie să combinăm puțin astfel încât să accesăm toată paleta de stiluri de învățare. Este pregătit învățământul românesc la acest moment să facă această... Aveți dreptate, din păcate nu. Această diferențiere? Da, putem să o creăm noi dezbaterea asta, noi ca profesori care ne întâmpinăm aceste dificultăți și cred că toată schimbarea începe cu noi și după aceea mai sus. Da, există o anumită dezbatere în învățământul românesc și între metodele vechi și metodele noi. Bine, e de foarte veche, însă posibil. Acum se pune diferența între formativ și reproductiv. Și am văzut chiar academicieni, bine, formați probabil într-o altă epocă, care spun că și partea reproductivă are rolul ei în a consolida anumite procese cognitive și... Da, de acord, trebuie îmbinate. Nici de cum eliminat. Deci nu putem să mergem numai pe formativ și nu putem să mergem numai pe reproductiv, ceea ce se împart la noi didascăli în cele două mari categorii. Da, corect, nu, trebuie îmbinate. Totul e bine să le îmbinăm. Vorbeam de dificultățile întâmpinate și una... să zicem, o drama românilor în general, pe care dumneavoastră poate o vede ca și instituție, ca oamenii pe care îi aveți și vin în contact mai mult cu ea, e vorba de evoluția copiilor a căror părinți sunt plecați acasă, sunt plecați în străinătate, scuzați-mă, și Gorjul este unul din județele care are foarte mulți părinți plecați în străinătate. Da, în ultimul an n-am făcut studiu pe să aflăm exact datele statistice privind numărul copiilor, dar ce știu că la nivel național sunt vreo 360.000. Ideea e că... Acestea sunt cifre oficiale. Oficiale, corect. Dar avem vreo 4-5 milioane oficial care lucrează în străinătate. Corect, da. Neoficiale sunt mult mai mulți, corect, aveți dreptate, pentru că părinții atunci când pleacă nu declară acest lucru așa cum... Deși legea e obligată. Da, deși spune legea că trebuie să notifice serviciile de asistență socială și eventual să lase în grija unei rude apropiate sau unui adult
prin procură, ceva de genul acesta. Ce se întâmplă cu acești copii, din experiența noastră, în primul rând, dacă nu există acea comunicare cu părintele, chiar dacă e la distanță, pentru că poate părinții uită să sune constant copilul. Ei se îndepărtează, nu-l mai văd ca autoritate și deja își lăsesc aria de libertate și consideră că deja sunt niște mini-adulți și își fac propriile reguli, nu mai respectă regulile casei și pot să existe riscuri în ceea ce privește anturajele în care pot să fie atrași. Cer scuze. Și de asemenea scade stima de sine uneori, pentru că dacă ei nu mai sunt încurajați și ascultați, consideră că nu mai sunt sprijiniți și consideră că vina e la ei. Da, există o asemenea problemă și mai există una tot la fel, cel puțin așa pare de greu de gestionat, aceea că nu văd cumva, nu văd o apropiere nici din partea autorităților, nici din partea, chiar dacă reprezentanții familiei cu care rămân, dar de multe ori rămân cu ruda nu știu care, AN. Iar bunicii știți foarte bine că sunt mai permisivi, nu sunt ca și părinții autoritari și cu aceleași reguli precise, stricte. Uneori așa sunt bunicii în general, da. Și de aici, problemele. Da. Ce s-ar putea face pentru ei, pentru că auzim la nivel național, s-au declanșat nu știu câte programe, chiar cu finanțare europeană, pentru copiii cu părinți plecați în străinătate, dar lucrurile concrete... Nu știu, cel puțin nici în atenția presei n-au apărut atât de mult cum ne-am fi așteptat. Apar de regulă dramele. Corect. Și noi avem un proiect educațional pentru ei. Atunci când identificăm copiii într-o școală, consilierul școlar aplică pe grupul acela țintă acele activități din proiect, care sunt mai mult pe comunicare, pe stimă de sine, creștere și ameliorare acolo unde sunt probleme, discuții, dezbateri și chiar activități interactive cu ceilalți, pentru că ei au nevoie de socializare, multă socializare. Ei se închid oarecum în ei, se izolează și nu mai comunică nici măcar cu colegii, nici profesorii și atunci de-aia trebuie să fim atenți, noi ca profesori, să semnalăm la timp când vedem această izolare, pentru că ea poate duce la o depresie sau la o anxietate și atunci e mai dificil de intervenit, pentru că trebuie deja mers la specialist. Da, avem totuși, sesizam de multe ori, faptul că un diriginte sau un învățător atât de bine, cu ghilimele de rigoare, își cunoaște clasa, mă refer la clase numeroase, încât nu știe dacă copilul respectiv are părinții, deci nu știe că măcar unul dintre părinți este plecat. Și atunci arată exact problema mai devreme, cunoaștem foarte puțin clasele. Da, uneori nici copiii nu vor să mai declare asta, da, la școală. Da, aici e problema că copiii nu declară, dar dacă cunoști bine clasa, ar trebui să depistezi și fără să declare. Corect. Pentru că avem problema aceea în care, ca să faci și lași în grijă autorităților, adică anunți autoritățile, trebuie să îndeplinești niște anumite lucruri și aici nu se întâmplă, de regulă nu se întâmplă. Da, studiile arată că copiii aceștia care au un părinte plecat sau ambii au aceleași simptome care le au copiii care își pierd un părinte, ori prin divorț, ori în urma decesului. Deci cam sunt similare problemele, așa că trebuie să fim atenți să nu creăm mai mult decât... pentru că noi ne ducem la muncă în străinătate pentru binele copilului, că asta primează, da, să-i facem noi un viitor, dar nu uităm că nu doar banii sunt importanți în viață, ci afecțiunea, comunicarea care îl dezvoltă pe el ca om și ca persoană în câmpul muncii. Pe lângă această dramă a copiilor, că este o dramă până la urmă, cel puțin în unele cazuri, a părinților plecați afară și copiii care trebuie să rămână în țară. Avem o altă categorie mai nouă de copii, mai nouă văd eu, dar e din ce în ce mai numeroasă, copii care au studiat câțiva ani în sănătate sau au început școala în sănătate, vin în țară, revin cu părinții sau tot numai ei, dar de regulă vin și cu părinții și se adaptează foarte greu procesului de învățământ din România. De acord, pentru că
învățământul în alte țări e categorisit de la o vârstă mai mică, se dezvoltă altfel decât la noi, adică nu e atâta materie și le lasă mai mult libertatea să creeze, să se dezvolte prin autodescoperire, iar noi avem niște canale de comunicare fixe. Poate lăsăm și noi asta în exerciții de dezbatere logică, nu suntem doar pe informare și reproducere, cum ați spus mai înainte, dar e puțin mai limitat decât în alte țări. Și atunci la el e adaptarea mult mai grea decât la adulți și de aceea se face o sincopă și până se adaptează cu noul stil de predare, probabil provoacă dificultăți la anumiți elevi. Că unii se descurcă. Am avut, de exemplu, la evaluare psihosomatică, care au venit din alte țări la grădinițe, au fost acolo, care erau foarte ok, nici nu generalizăm. Dar depinde cât a stat acolo, cât și-a dorit să rămână acolo, deci depinde de mai mulți factori prin care el poate nu a vrut să vină acasă și a fost nevoit să vină, sau părinții au fost nevoiți să se reîntoarcă acasă. De regulă, cam asta e problema, dar cred că dificultăți mari de adaptare au copiii care n-au făcut până atunci școală în România deloc. Că sunt de cei care au făcut în România, au plecat câțiva ani și s-au întors. Da, e posibil. Problema de adaptare este redusă. În schimb, momentul când n-a făcut niciun moment în România și vine undeva în clasele de gimnaziu, că de regulă așa se întâmplă și știu câteva cazuri, deja adaptarea este destul de dificilă. Acolo știu că se dau și niște diferențe, pentru că programa lor e diferită și atunci trebuie să echivaleze oarecum cunoștințele. Dar nu cred că este de netrecut aceasta. Nu, refer că cred că pentru activitatea viitoare cumva trebuie luat în calcul ca o problemă mai și întâi aceasta. Trebuie să identificăm acești copii, pentru că noi nu avem încă o situație la nivelul județului cu cei care se reîntorc, dar o să ne axăm pe această problematică. Doar știm de cei care vin la nivelul înscrierii la clasa pregătitoare. Noi nu ne-am confruntat până acum cu alte vârste. Pentru că tot am ajuns aici să zicem ce ar putea fi făcut în perioada următoare. Care sunt prioritățile instituției pe care o conduceți pentru anul școlar care tocmai a început, 2018-2019? Mai întâi de toate vreau să precizez că la fiecare început de an școlar noi începem activitatea cu o perioadă aproximativ de o lună de identificare. Consilierii și profesorii logopezi merg în școli acolo unde au cabinetele și în zonele aferente și depistează care ar fi elevii și ce nevoie au ei de consiliere pentru a-și planifica activitatea pe întreg anul școlar. Bine, stau de vorbă cu cadrele didactice, îi observă la clasă, pot să stea de vorbă și cu părinții. Și numai după aceea noi putem să spunem ce ne propune, pentru că și noi centralizăm la nivel județean problemele și atunci gândim alte proiecte noi pentru ce găsim ca majoritate problemă în județ. Deci noi acum ne focusăm pentru identificare ca să vedem ce demarăm important. Oricum, anul acesta ne propunem... Ne-am propus și anul trecut, dar asta a fost o nereușită, dar sper să o reușim anul acesta, să facem echipe multidisciplinare de a merge în grădinițe, pardon, pentru depistarea precoce. Pentru că ne-am gândit că dacă nu plecăm de la cei mici, ajung cu problemele mult mai târziu și atunci e mai greu, nu e imposibil, dar e mai greu de intervenit. Și atunci acolo trebuie să găsim înțelegere la părinți, să înțeleagă că acel copil ar avea nevoie de o anumită intervenție și pe asta vreau să ne focusăm anul acesta cel mai mult și să facem multe întâlniri pe comisii metodice cu cadrele didactice pentru sprijinirea lor în ceea ce privește educația copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru că, din păcate, nu există așa de multe cursuri pentru să acopere toată paleta de cadre didactice pentru activitatea cu copiii cu CES. Astea ar fi prioritățile centrale. Cred că sunt bine gândite această
instruire, putem să-i spunem, și a cadrelor didactice să lucreze cu copiii cu nevoi speciale. Ei sunt tot mai mulți, sunt integrați în învățământul de masă, dar, cum știm, ridică și anumite probleme, vorbeam și mai devreme, și e nevoie atunci să venim cumva să pregătim și cadrele didactice spre aceste lucruri. E adevărat, s-au mai făcut formări, dar mai mult partea teoretică. În momentul când ajungem să aplicăm în practic, cred că sunt dificultăți. Da, dar depinde de noi să nu cedăm și să încercăm din ce în ce mai mult, pași mici, mărunți și siguri, să accesăm exact activitățile potrivite pentru ei. Una din întrebările, tot vorbească și anul trecut ați făcut și de fapt asta faceți în fiecare an, consiliere în carieră pentru absolvenții de clasa 8-a, de exemplu. Una din problemele Gorjului, spre deosebire de alte județe, este aceea că absolvenții de clasa 8-a se lasă greu în continuare spre învățământul profesional. Chiar dacă învățământul profesional vine cu anumite oferte, gen acele burse, gen pe învățământul dual există și din partea angajatorului, viitorului angajator, niște sume, totuși locurile nu sunt atât de atractive în acest domeniu. Ne salvăm cumva și Gorjul și alte județe pe un fenomen de tip Brăila, cum a fost numit el, în sensul că nu sunt băgați în examen anumiți copii, meritat nu sunt băgați în examen, și automat ei, varianta lor este aceea de a opta pentru învățământul profesional. Cum o vedeți aici? Cum ar putea fi corectate aceste lucruri? În sensul că părinții să înțeleagă că e important cunoașterea unei meserii. Noi facem consilierea părinților în scopul acesta, însă cred că avem nevoie aici de o schimbare a legislației, astfel încât să nu mai permită intrarea la liceu așa facil, da? Și atunci ei să înțeleagă că nu trebuie să meargă toți la liceu, pentru că nu trebuie să meargă nici toți la facultate, adică e suficient să-mi dau seama de ce sunt eu în stare și unde sunt eu acel lucru optim, adică la maxim, da? Pentru că degeaba aleg o facultate unde nu înțeleg nimic și îmi dau seama parcurs și renunț, sau fac o facultate, o absolvesc, da? Și după aceea îmi dau seama că nu sunt potrivită pentru meseria sau profesia unde mă angajez și revin peste câțiva ani și spun, mi-am dat seama, pot și vreau asta și fac altă facultate. Asta cu consilierea în carieră cred că trebuie privită mult mai devreme decât gimnaziu și trebuie intervenit chiar de la grădiniță și primar, pentru că acolo trebuie să zdruncinăm, între ghilimele, mentalitatea părinților și a elevilor. Bine spus, din păcate, la acest moment avem absolvenți de clasa 8-a care merg, nu știu nici în clasa 8-a unde vor să meargă, dacă unii au o problemă cu media și zic unde o și intra, vedem. Da, da, da. Păi foarte da, mulți dintre ei sunt nehotărâți. Aleg după medie. Da. Asta e alegerea lor. Prin studiile care le facem, toți caută sau mediile. Da, majoritatea caută media sau grupul de elevi, de colegi care se duc înspre un anumit liceu. Ăsta este factorul prin care ei aleg un anumit liceu, ceea din ce păcate. Este, da, da. Este greșită o dar asemenea avem opțiune, și dar cazuri ok, care merg la recomandarea unui profesor pentru că este bun la o disciplină și atunci îl orientează oarecum, vin la cabinet și se autocunosc mai bine prin teste și se identifică cu anumite profesii sau meserii și atunci avem și cazuri care așa trebuie să se întâmple. Dar consider că tot trebuie să pornim mai devreme ca să avem rezultate pe termen lung. Pentru că consilierea în clasa 7 sau 8 deja e târzie și atunci doar orientăm în mare, dar nu în profunzime. Sunt probleme reale de consiliere în carieră, cum spuneam, și nu putem să le rezolvăm la vârste din ce în ce mai viu. Dar acum, dacă ne gândim și la cei de liceu, e o problemă și la facultate, vorbeam tocmai de că fac mai multe facultăți până își găsesc, să zicem așa, vocația. Da, eu vorbesc din propria experiență. Am avut colegi la facultate care au terminat psihologie și după aceea au ales să muncească în alt domeniu. Deci, da, păi, și cred că nu sunt singura care există are foarte multe asta. Exemple de acest gen.
Vorbeam de activitatea instituției pe care o conduceți. A fost o activitate de anul trecut, prioritățile anului acesta. Pe de altă parte, Centrul Județean de Resurse Educaționale poate face, deci pe lângă beneficiari, copii, părinți, și spuneam că la cadre didactice veți participa, spuneați dumneavoastră, veți participa mai mult la activitățile metodice. Când vom vedea, sau dacă e posibil asemenea lucru, nu știu din punctul de vedere legal, mă gândesc totuși că având specialiștii poate ați putea să faceți, chiar niște cursuri de genul de formare pentru cadrele didactice, tocmai în acest sens, pe problematica pe care o identificați în școli și vedeți unde sunt problemele cele mai mari. Ați atins un punct sensibil. Anul trecut școlar am demarat oarecum acțiuni privind autorizarea CJRAE ca centru de formare profesională, însă datorită solicitărilor foarte mari și unele care se suprapuneau, am întrerupt puțin, să zicem, demersul de elaborarea unui curs, pentru că atunci când ne certificăm, legea spune că trebuie să avem și cursul elaborat, măcar câteva capitole. Asta va fi și ea prioritate în continuare, dacă sper să reușim de data asta să nu ne mai blocheze alte solicitări, dar asta chiar ne dorim, pentru că CJRAE poate fi centru de formare profesională pe specificul activității pe care și e nevoie de o asemenea de asemenea specializări și pentru alte cadre didactice. Ne dorim asta. Da, deci iată că identificam, nu știam de acest lucru, dar iată că cumva ați identificat-o și e foarte bine așa. Tot legat de activitatea CJRAE și spuneați de dificultățile întâmpinate, pe lângă acel număr foarte mare de beneficiari, acele cabinete insuficiente, credeți că v-ar putea, nu știu, mă gândesc că ați putea fi ajutați mai mult de comunitățile locale, cele care de fapt administrează școlile din punct de vedere material, sau mă gândesc că alte soluții? Școlile au înțeles rolul consilierului și chiar dacă se înființează un cabinet, creează spații propice pentru activitatea de consiliere și în școlile arondate acelui cabinet. Și atunci directorii care au înțeles importanța creează în altă școală, deși el nu are cabinetul acolo, dar merge către elevi și cadre didactice și părinți, creează spații pentru consiliere. Într-adevăr, nu se întâmplă în toate școlile din lipsă de spații, dar avem cât de cât acordul directorilor că le pune la dispoziție un spațiu pe o anumită perioadă, poate ocupat de altă activitate sau altă disciplină pentru intervalul acela orar în care merge consilierul. Într-adevăr, cabinetul interșcolar este așa o parabolă, dacă vreți, că nu prea e interșcolar, da? Ei ar trebui să vină către cabinet, da? Nu consilierul să plece în mii de raze către comune și sătulețe și mai știu eu. E foarte greu pentru colegii mei, îmi pare, e deplasarea care ia timp, n-a necesită resurse financiare din partea centrului pentru că decontăm naveta profesorilor, deci necesită multe resurse financiare și atunci poate fi Consiliul Județean și aici la Gorj și în țară, având în vedere că ne vedem în mai multe județe, pot fi consiliile județene, să zicem, un ajutor din acest punct de vedere? Până acum, Consiliul Județean Gorj ne-a sprijinit foarte mult cu decontarea navetei, deci n-am avut niciodată probleme pe aspectul ăsta. Acum știți cum e, de la an la an avem probleme cu bugetele la nivel național. Să vedem și să sperăm că anul următor, de anul bugetar 2019, aduce variante bune ale bugetului și sperăm să ne încadrăm în continuare în buget, măcar la nivelul pe care l-am avut acum. Suntem pe final de emisiune, sunt multe puncte care nu le-am atins, dar din cele care să le atingem așa pe ultima sută, ați făcut în fiecare an această cercetare, de fapt acest ok pentru copiii care intră în sistemul de învățământ, ați pomenit și mai devreme. Dacă ar fi să ne privim pe ultimii ani când v-ați ocupat direct ca și instituție de aceste lucruri, cum sunt copiii? Vă referiți la înscrierea în clasa pregătitoare? Da, înscrierea la clasa pregătitoare. Copiii
sunt adică ok atunci când respingi, au participat da. La grădiniță. Sunt copii care nu au fost incluși în grupe la grădiniță și atunci acolo apar micile probleme pentru că părinții au considerat că e mai bine să lase copilul cu bunici. Și atunci recomand tuturor părinților să includă copiii de la vârste mici în grădiniță pentru că dezvoltarea lor este mult mai armonioasă dacă participă în colectivitate și accesează acele competențe pe care poate acasă cu bunicii. Nu zic că nu este ok, este foarte bine să fii crescut de un bunic, este excelent, înveți foarte multe și de la bunici, dar nu are acea comunicare care o are în colectivitate și atunci se dezvoltă altfel. Asta am văzut eu ca diferență atunci când ne-am evaluat. Și mai sunt probleme atunci când părinții vor să înscrie mai devreme copilul decât necesită vârsta. Acolo trebuie să-mi conciliem părintele pentru că el consideră copilul e foarte bun și vrea la grădiniță, dar s-a constatat pe parcurs că după ce am evaluat, făcea față competențelor înscrise în fișa de evaluare, dar el a avut o problemă cu adaptarea, pentru că fiind mai mic de vârstă decât colegii săi, atunci a fost mai greoi să se țină de lucrul efectiv la clasă și atunci părinții au înțeles după aceea, l-au retras, dar aici mai sunt cele mici două probleme. Cum gestionăm această problemă? Avem părinți care vor ca copiii lor să fie dați la școală mai devreme la grădiniță, mai devreme la școală și părinți care încearcă să amâne cât mai mult momentul intrării în sistem. Da, am avut, corect, și am avut și acești părinți care au încercat să amâne, dar am conciliat atât de bine, sperăm noi, încât părinții au înțeles că nu pot amâna acest proces pentru că e vârsta și atunci e nevoie să meargă la școală. Adică nu e, și noi am mers la 7 ani, da? Adică nu e niciun capăt de țară, copiii fac față, deși ei se sperie mai mult decât un copil. Probabil văd diferit lucrurile decât noi și nu încearcă să lase copilul să se descurce singur. Deci, cu siguranță, și asta pentru telespectatori e foarte important ce spune un specialist, nu trebuie să eliminăm bunicii din viața copiilor noștri, dar cu siguranță trebuie să implicare mai mare pentru că, iată, ei riscă să devină, să se adapteze mai greu după aceea la sistemul educațional dacă au stat doar cu bunici, adică n-au socializat, practic, n-au ajuns la grădiniță și toate celelalte sau au ajuns mai rar. Sunt, cum spuneam, sunt și alte probleme, timpul alocat emisiunii noastre însă s-a terminat. Vă urăm succes în tot ce v-ați propus și cu siguranță ne vom mai întâlni la emisiunea Educația. Mulțumesc pentru invitație, succes de asemenea nou în alt școlar și sperăm că avem și lucruri bune de povestit data viitoare. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Împreună cu noi e domnișoara Ofelia Tulpan, directorul Centrului Județean Gorj de asistență de resurse educaționale. Trebuia să fac și o bâlbă la final de emisiune. Mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere!